Bună seara, sau aproape bună dimineața. Am fost șocat de vestea acestei tragedii care s-a produs în Piatra Neamț. Vreau să transmit condoleanțele mele familiilor îndoliate și de asemenea vreau să transmit respectul meu pentru medicul erou care a dat dovadă de un curaj și un spirit de sacrificiu deosebit în încercarea de a salva pacienții în momentul izbucnirii incendiului. Imediat ce am aflat, am luat legătura cu toți conducătorii de instituții implicați într-o astfel de situație pentru a mă informa și pentru a afla exact toate demersurile care s-au efectuat cu domnul ministru Tătaru, cu domnul secretar de stat Arafat, cu domnul secretar de stat Despescu. De asemenea, am comunicat cu domnul ministru Ciucă și m-am prezentat la practic centrul de comandă a intervenției pentru a putea interveni alături de colegi astfel încât să luăm toate deciziile care sunt necesare pentru a gestiona situația. La ora actuală putem să vă spunem că avionul militar pus la dispoziție de Ministerul Apărării a aterizat în București cu domnul doctor, care va fi dus la Spitalul Floreasca și va fi pregătit pentru transferul către Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia. Îi mulțumesc domnului secretar de stat Arafat pentru intervenția imediată prin care am reușit să obținem acordul Spitalului Militar, deși din cauza pandemiei de COVID nu sunt acceptate de regulă, nu e acceptată tratarea unor pacienți din alte țări. Cu toate astea, s-a obținut foarte repede aprobarea Ministerului Apărării și putem în cursul acestei dimineți, după ora 7, să asigurăm transportul tot cu aeronavă militară pusă la dispoziție de Ministerul Apărării a medicului erou. Îi doresc sănătate, să aibă putere și mă rog să reușească să treacă de acest moment de cumpănă. De asemenea, asta ține că avem de comunicat, pacienții pentru care s-a organizat transferul au ajuns la Spitalul Modular din Lețcani. Precizez că transportul lor a fost efectuat cu echipaj medical compus din medic urgentist și asistent medical în spitale, în ambulanțe cu cea mai ridicată dotare, astfel încât știindu-se că există riscuri în transport să beneficieze de cea mai bună asistență medicală pe perioada deplasării. În continuare îl invit pe domnul secretar de stat Arafat să vă prezinte pe scurt rezumatul intervenției. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Deci apelul a venit în jurul orelor 19. Pompierii au ajuns la fața locului cu echipajele de intervenție împreună și cu serviciul de ambulanță Neamț în 5 minute. S-a intervenit și din exterior și din interior cu echipe de căutare salvare, iar din exterior folosind o platformă autoscara și alte scări care l-au folosit pompierii ca să asiste la stingerea incendiului și inclusiv la scoaterea persoanelor care sunt
în saloanele respective. Aici s-au folosit echipe de căutare salvare care au intrat din interior cu echipamente speciale care le permit să acționeze în mediu toxic, deci în fum, folosind aparate izolante. Din păcate, s-a constatat 8 decedați într-unul din cele două saloane, iar alte două persoane aflate în stare critică deja în urma infectării cu SARS-CoV-2 au decedat în timpul evacuărilor către unitatea de primiri urgențe. Alte 6 persoane, tot aflate în stare gravă, o parte din ei, 2 intubați, 2 aflați pe ventilație neinvazivă și 2 doar pe oxigen, au fost evacuați la unitatea de primiri urgențe, unde au fost stabilizați. După aceea, tot paralel cu trimiterea echipelor de la pompieri, de la ISU Neamț și de la SAJ Neamț, am luat decizia să mobilizăm mai multe echipaje medicale de la Iași, de la Smurd Iași, cu echipaje de terapie intensivă mobilă și cu medici de urgență, de la Spitalul Militar Iași, care a pus la dispoziție o ambulanță mobilă de terapie intensivă, și de la Bacău, unde au trimis o mașină de multiple victime. Cum a zis domnul prim-ministru, persoanele care au fost evacuate la UPU, plus încă o persoană care se afla la UPU și avea nevoie de terapie intensivă, au fost evacuate la Spitalul Lețcan, 6 persoane, și la Spitalul din Pașcan, o persoană. Medicul a fost preluat de o ambulanță mobilă de terapie intensivă și a fost transferat direct la aeroportul din Iași. Cu ajutorul avionului militar, cum s-a menționat, a fost adus la București. Acum va primi îngrijiri la București până va pleca mai departe mâine, însoțit de un echipaj Smurd și în avionul militar pus la dispoziție la Bruxelles. Deci, eu nu pot decât să mulțumesc colegilor de la pompier pentru intervenția promptă care au avut-o, colegilor de la ambulanță, colegilor de la Smurd pentru modul în care au acționat. Și la acest moment, toți pacienții au ajuns în siguranță la destinația la care trebuiau să ajungă. Mulțumesc! Permiteți-i, domnului secretar de stat, Bogdan Tăsescu. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Ancheta în acest caz a fost preluată de parchetul general. Au fost desemnați 2 procurori din cadrul parchetului general care se deplasează la fața locului. Sunt sprijiniți de polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică. Colegii mei de la Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț au informat familiile celor 10 victime și în același timp și familiile celor 6 pacienți care au fost deplasați către Iași. Totodată am sprijinit și sprijinim în continuare toate deplasările către spitale, către unitățile medicale pentru o deplasare rapidă. Mulțumesc, domnul general. În primul rând aș vrea să precizez că această intervenție a fost una foarte dificilă, atât prin specificul ei, fiind o intervenție într-o secție de ATI unde erau mulți pacienți intubați sau pe oxigen, cât și pentru faptul că era o degajare de fum foarte mult, un fum negru care a îngreunat foarte mult intervenția. Ce de menționat din nou este că această intervenție de lichidare a durat aproximativ 20 de minute, deci timpul a fost foarte scurt. La fața locului au acționat peste 150 de persoane și aproximativ 35 de mijloace de intervenție. Aici însemnând mașini de stingere, asasuri, autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciale de lucru la înălțime și ambulanțe, bineînțeles. Aș mai dori să mai menționez că încă de aseară, imediat după lichidarea incendiului, am dispus înființarea a 2 comisii, una care va face cercetarea și va stabili o cauză probabilă de incendiu imediat ce se va putea, ce procurorul ne va permite accesul în interior, iar a doua comisie, care va lucra probabil tot din această dimineață, se va ocupa de verificarea în teren a respectării condițiilor de autorizare. Să vedem dacă cumva în acea secție de terapie intensivă sau în ultima perioadă s-au produs anumite modificări care ar fi impus solicitarea acestui document, autorizație de securitate la incendiu, de la Inspectoratul Neamț. Mulțumesc! Cumva,
tocmai ce a zis acum domnul general, va fi o echipă care va investiga acest lucru și rugămintea mea este că să nu speculăm deloc până nu avem o concluzie a echipei de experți. Echipa de experți este condiționată de permisiunea procurorului că să intre în zona care a fost afectată. În momentul în care ei vor ieși cu informații suplimentare, atunci vor fi comunicate informațiile. La acest moment nu vom specula și nici nu este bine să speculăm, pentru că putem să descoperim și lucruri care nu le știm încă. Din informațiile pe care le aveți acum, spitalul avea acte în regulă, putea interveni în caz de incendiu, ce s-a întâmplat? Procedural lucrurile au fost respectate? Deci exact asta a zis domnul general Iamandi iarăși, deci există o a doua echipă care va verifica autorizațiile și dacă spitalul a făcut orice modificări care necesitau autorizații. Spitalul fiind vechi, el a avut doar două autorizații pe două secții care au avut modificări în ultimii ani. Dacă nu s-a produs modificări, el nu trebuia să ceară conform legii, din ce știu. Da. Dar dacă s-a produs modificări și n-a cerut, atunci este alt lucru, alt aspect și aici echipa care s-a deplasat va verifica acest lucru și va veni cu concluziile ei. Aici sunt câteva informații publice, dar vă repet, nu trebuie să existe nicio speculație până nu se face o anchetă profesionistă de către cei desemnați în conformitate cu legea. Din declarațiile managerului spitalului, făcute câteva zile înainte, se știe că au fost prevăzute niște lucrări de instalații, nu cunoaștem foarte bine despre ce este vorba, care când au fost prezentate, au fost prezentate ca fiind destinate pentru creșterea numărului de paturi la terapie intensivă. De asemenea, există informația privitoare la mutarea de la etajul 3 la etajul 2 a pacienților de la terapie intensivă. Sigur că nu ne hazardăm să dăm absolut niciun fel de, cum să spun, interpretare, dar aceste date există și cei competenți, în conformitate cu legea, vor face toate evaluările astfel încât să se identifice cu precizie posibilele cauze ale acestui incendiu. Câți medici sunt în continuare, în prezent, răniți? Deci, un singur medic este cel care a fost adus aici. Există, dacă nu mă înșel, încă o asistentă medicală sau poate două care sunt cu arsuri, dar cu suprafață mică, care nu necesită transfer la membrele inferioare și ele vor fi îngrijite, bineînțeles, în condiții bune, acolo unde sunt. Deci, la acest moment, singurul medic care, într-adevăr, a necesitat transfer și va fi transferat în afara țării din cauza gravității arsurilor, este medicul care a fost de gardă și care a încercat să salveze pacienții de acolo. Dar cum a fost posibil? Nu se poate transfera. Transferul în Belgia se face... Aici nu este vorba, încă o dată, aș vrea să spun foarte clar, aici nu este vorba de o plimbare. 1. În condiții de noapte, neexistând un heliport, deplasarea cu elicopterul și preluarea pacientului cu elicopterul nu era posibilă. S-a ales soluția de a fi deplasat în condiții cât se poate de sigure, cu personal medic urgentist și cu asistent medical până la aeroportul din Iași. De acolo a fost deplasat până în București cu avionul militar, cu echipă SMURD, însoțit de echipă SMURD care îi evaluează și monitorizează starea de sănătate. La Spitalul Floreasca este o echipă pregătită. Personal am vorbit cu managerul spitalului. Este o echipă pregătită să-i facă evaluarea, să-l pregătească pentru deplasare. Internarea la Spitalul Militar Regina Astrid din Belgia nu se poate face peste noapte când vrem noi. Internarea se face pe baza solicitării formulate după un anumit interval de timp. Trebuie să se pregătească. Ori, pentru că trebuie pregătit locul în care va fi internat. Ori lucrurile astea nu se fac
Am văzut că mulți exprimă puncte de vedere. În primul rând trebuie să știți că nu a fost deloc ușor să obținem acordul pentru a putea interna pacientul la Spitalul Militar din Belgia. Și de asemenea trebuie să știți că mobilizarea a fost imediată, rapidă, din partea Ministerului Apărării. Mulțumesc, domnule Ciucă, că a asigurat atât deplasarea de la Iași cu avionul militar, cât și deplasarea din cursul dimineții de astăzi către Belgia. Alți pacienți ar putea să fie trimiși în Belgia? Nu avem alți pacienți care să necesite transfer în Belgia din cauza incendiului. Ce avem acum sunt pacienții care sunt cu SARS-CoV-2 și alți pacienți din țară care au fost transferați la terapie intensivă la Lețcan. Dar cum e posibil să moară în... Care este situația paturilor de la terapie intensivă? Suplimentați locurile? Este nevoie de o suplimentare? Deci eu știu că domnul ministru Tătaru a discutat acolo pentru a repune terapie intensivă în regim de urgență în operaționalizare, deci să fie operaționalizată. Colegii de acolo vor analiza situația, cum putem să creăm capacități de terapie intensivă. Până la momentul în care le creăm, o să asistăm bolnavii în unitatea de primir urgență care are capacitate de ventilație și îi vom muta către secțiile de terapie intensivă din zonă. Până se rezolvă acest lucru și se reoperaționalizează terapia intensivă de la Piatra Neamț. Cât privește moartea celor 10 pacienți, ce s-a întâmplat? A fost din cauza fumului? Au suferit răni? Foarte greu de spus la acest moment. Trebuie să așteptăm să vedem dacă este din cauza arsurilor și a incendiului sau din cauza fumului. Deci acest lucru este foarte greu de spus la acest moment și așteptăm rezultatele autopsiilor și a investigației, ca să știm pentru fiecare pacient care a fost cauza decesului. Și cum vă explicați că am murit într-un spital și n-am murit într-un accident? Într-un spital unde a trebuit să primească primul ajutor din stat. A fost un incendiu în spital. Un incendiu care s-a omorât un singur doctor să scoate atâtea persoane. Și se pare vă normal? Rog atunci dumneavoastră să-mi răspundeți ce doriți să facem și ce explicație doriți. Nu există explicație. Nu, vă rog simțit. O secundă să mă lăsați să termin. Pentru acest lucru nu pot să vă dau explicații de ce s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat până n-avem rezultate. Am greșit odată la colectiv, acum am greșit a doua oară, repetăm o istorie, nu vă supărați. Din păcate, guvernul spune că nu-i de vină, nu-i de vină nimeni, dar a murit 10 oameni nevinovați, au venit. Dacă aveți alte întrebări, vă rog. Puteți să răspundeți. Cu siguranță, la această privință, atât prin intermediul IGSU, cât și prin intermediul Inspecției de Sănătate din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică, se vor face verificări stricte privitoare la respectarea regulilor privitoare la funcționarea secțiilor de terapie intensivă. Este posibil să fie fost o suprapunere? Nu vă răspund că nu speculăm până nu știm exact ce s-a întâmplat. Orice teorie rămâne teorie până se stabilește ce s-a întâmplat. Așa că nu avem cum să spunem nimic până nu avem rezultatele de la colegii specialiști. La cât a fost apelul de la 112? În jurul orei 19, 18:50 și ceva a fost, 57:55, deci ca să nu vă dau informații false, deci în jurul orei 19 a fost. Și apelul. Cine a sunat la 112? Asta nu mai pot să vă spun, dar sigur cineva din interiorul spitalului care a fost. Bine, vă mulțumim mult. Mulțumim. Thank you.